geaca asta am purtat-o în momentul în care, într-o noapte, m-am întâlnit cu mai mulți consumatori de droguri. Nu ne mai găseam etnobotanice la magazinele legale, pentru că tocmai se închiseseră. Și ne-am întâlnit mai mulți într-o intersecție, am sunat pe traficant și noaptea aceea, din cauza faptului că traficantul consuma și el și era într-un atac de panică, ne-a purtat dintr-o intersecție într-alta, toată noaptea, ne-a luat banii, nici nu ne-a adus până dimineața nimica și am ales o una aici în această expoziție pentru că am considerat că e semnificativă pentru consumul meu de droguri. Am considerat-o că e ca o carcasă pentru oamenii strigoi, așa cum îi numeam eu pe cei consumatori și pe mine însă. Geaca am obținut-o de la o cunoștință, o fată, o cunoștință pe care o aveam, care mi-a adus-o ca în semn, în loc de bani, ca eu să-i dau ei o doză. Și așa m-am pomenit cu geaca asta. Brățara asta este o brățară care am purtat-o într-o perioadă foarte grea a vieții mele, într-o perioadă în care o prezență rea și demonică mă chinuia în somn. A durat câțiva ani de zile, prezența asta niciodată nu mă lăsa, sperând din toată inima să nu mor, țineam brățara și mă rugam și într-un final Dumnezeu a reușit să mă salveze și a reușit să mă vindece. Fotografii imense lăsate în centrul Clujului o zi ca să-i oprească pe trecători și să-i pună pe gânduri prin obiecte banale, care au în spate însă povești extraordinare, obiecte și povești ale unor foști consumatori de droguri. Aceasta a fost o parte din campania de prevenire antidrog desfășurată de Asociația Clujeană Preventis. La loc de cinste au fost mărturiile pe care tinerii voluntari Preventis le-au putut asculta de la câțiva foști consumatori. Adina și Tibi sunt gata să ne dezvăluie și nouă prin ce greutăți au trecut și ce soluții au descoperit. Adina, cel mai urât, groaznic lucru pe care poți să ni-l împărtășești despre perioada în care ai consumat droguri și cât de lungă a fost perioada aceea? Este foarte greu să aleg un moment foarte urât. Au fost mai multe și de aceea sau de ce? Da, au fost mai multe. De ce? Pentru că asta presupune consumul de droguri, mai ales după o anumită fază pe care o treci ca și consumator. Ce? Cât de lungă a fost perioada în care ai consumat? 8 ani de zile, de la 15 până la 23 de ani. Cred că unul dintre cele mai groaznice momente a fost când am fost aproape arestată. Am fost judecat într-un dosar de înșelăciune și atunci a fost, cred că, cea mai grea perioadă. Au mai fost multe momente dificile și cred că al doilea ar fi în momentul în care m-am apucat să consum etnobotanice. Pentru că atunci s-a dovedit că nu că s-a dovedit ceva, pur și simplu atunci am început să-mi accept sentința că așa o să mor de la droguri. Îți era groază, frică, nu voiai să scap de sentința asta? Nu mai vreau să scap, pentru că eram într-un fel de amorțire, să zic, a conștiinței. Știam că o să mor, știam că este grav, știam că e înspăimântător pentru mine, că în alte situații m-ar fi înspăimântat dacă nu consumam. Că n-ai fi vrut, de fapt, să mor. N-aș fi vrut să mor. Pe mine toată viața m-a terifiat gândul că o să mor și nu o să mai exist. Dar în momentele respective, când consumam, parcă nu... Eram eu, dar nu eram eu. Și în felul ăsta, detașată de mine, mi-era mult mai ușor să accept. Dar de unde a început totul? De ce ai început să consum? Am început la 15 ani să consum heroină injectabilă. Pentru că am nimerit într-un anturaj unde se întâmpla așa ceva. Și al doilea factor foarte important a fost că am suferit foarte mult din cauza situației familiale foarte grea, să zic, din perioada copilăriei mele. Tatăl meu a părăsit pe mama când aveam 5 zile. Am avut un tată vitreg de la 2 ani până la 10 ani care mă bătea, era alcoolic, mama nu era acasă
Și am trecut printr-o, așa, printr-o maturizare foarte rapidă până la vârsta de 15 ani. Moment în care și influențată de muzica pe care o ascultam, ascultam rock, ascultam Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Doors și toți artiștii ăștia fuseseră consumatori de droguri. Considerând că am ceva în comun cu trăirea lor interioară, care era ieșa din versurile pe care ei le cântau, am considerat că poate și eu o să fiu la fel și deja mi se trezise așa un interes pentru heroină. Și atunci când la 15 ani am cunoscut pe cineva care consuma, mi s-a părut ceva, un fir logic al întâmplărilor, ca și eu să consum. Bănui, vreodată că o să ajungi în acel moment groaznic despre care ne-ai povestit puțin mai devreme? În timp ce am început? Atunci când ai început, da. Bănui că vor fi asemenea momente. Ai putut crede? Da, da, dar preferam să nu mă gândesc la asta. Într-o stare de negare, să zic așa. Păi și cum a început drumul spre lumină? Drumul... Ales că ne-ai spus că ai crezut că vei muri. La 23 de ani am avut un vis foarte ciudat. Ciudat, dar frumos, în care mi-a apărut o lumină. Am zis că ori sunt foarte aproape de moarte, ori ceva o să se întâmple cu mine. Și în perioada respectivă, și cumva foarte atinsă de visul ăsta, am avut așa un soi de... că am speranță din nou. Visul a fost doar că vezi lumină? A fost mult mai complicat, e foarte complicat de explicat acum și o să dureze prea mult, dar a apărut o lumină care pe mine m-a luat din acel context în care mă găseam în vis. Și contextul era de consum de droguri și niște party-uri de muzică electronică pe care eu le frecventam. Și în aceeași perioadă mama mea a luat legătura cu un fost consumator de droguri care îl cunoștea pe Dumnezeu. Mi se părea ciudat să aud că îl cunoaște pe Dumnezeu, ce înseamnă asta. Eu am ales să nu cred în Dumnezeu când eram mică, pentru că am considerat că e rău dacă a lăsat să se întâmple cu lumea asta lucrurile care se întâmplau. Și nu prea mi-a vorbit de Dumnezeu. M-am întâlnit cu el, mi-a vorbit de Dumnezeu. Nu am vrut să-l aprob, nici măcar să-l ascult, dar aminte să-l aprob. Dar a fost ceva în legătură cu el care m-a convins și cred că asta a fost atitudinea lui. Și starea asta de liniște pe care el o avea. Și cântăream eu atunci în mintea mea cum se poate că am fost consumator să fie atât de senin și atât de bucuros și de plin de viață. Și aceste lucruri la el m-au convins să merg și eu într-un centru de reabilitare pentru fete, așa cum el fusese în urmă cu 3 ani. Și acolo am avut o întâlnire cu Iisus Hristos. O întâlnire, poate sună așa un pic aiurea, dar a fost ceva foarte adânc în mine, care m-a convins că Dumnezeu există și că Iisus e pentru mine și că mă iubește. Și e mult mai... e foarte greu de pus în cuvinte ce am simțit atunci, dar a fost suficient încât să mă convingă să... nu să mă convingă, că n-a fost un act de voință ca eu să mă las de droguri și vreau să subliniez lucrul ăsta, dar a fost ceva ce Dumnezeu a făcut în mine, nu știu cum, dar... ce vrei? În momentul în care am ales să fiu al lui Iisus, cumva, să schimb tabăra asta, întunericului cu al minii, am reușit să... nu am reușit. Am fost pur și simplu eliberată de poftă, de droguri, de orice. N-am mai fumat, n-am mai... nimic, a fost ceva supranatural. De ce vreau să subliniez că n-a fost un act de voință? Pentru că nu există voință în sufletul unui dependent. Are voință, poate să facă anumite lucruri, anumite încercări de a se lăsa, însă doar până la un... e ca un lian de la care nu se poate întinde decât până la un centimetru de punctul pe care vrea să-l atingă. Și nu, e cumva voință paralizată. Pentru tine salvarea a fost acea întâlnire. Categoric. Acea întâlnire nu cu fostul consumator, ci cu Iisus, ai spus. Da, categoric. Întâlnirea definitivă care m-a ajutat să scap de unde eram a fost cea cu Iisus. Câți ani de consum de droguri ai în spate, Tibi? 10 ani. 10 ani de consum de droguri. Deja gândul este departe, dar
în același timp îmi este aproape. Important să uiți sau să ții minte pentru tine? Deci important este să uiți și să nu uiți. Adică de ce spun asta? Important este să știi că ai o viață nouă și că ai un început nou și o șansă, dar în același timp trebuie să păstrezi frica să nu cazi în mândrie. Să nu cazi în mândria în care să spui că ai reușit. Trebuie să știi că întotdeauna ai fost salvat și faptul că știi că ai fost salvat nu depinde de tine, ci depinde de altcineva, de Dumnezeu, de Iisus, și trebuie să păstrezi ideea că totuși este posibil să te întorci oricând. Dar cum ai început drumul ăsta al consumului de droguri? De la ce a pornit? Păi acum, sincer să zic, chestii de adolescent, de copil, n-aș vrea să pun accent pe istoria familiei, pentru că drogurile nu țin cont de ce ai avut în spate, ce ți-au fost părinții, câți ai avut, dacă ai avut mai mulți, dacă ai avut numai doi sau numai unul. Nu țin cont, în anturajul care am avut foarte tot felul de oameni s-au drogat și se drogează în continuare. Și erau mulți? Mulți. Anturajul nostru era în jur de 30 când ne-am apucat. Acum, în urmă cu mai mulți ani, să zic așa. În 99-2000, atunci a fost perioada în care s-au apucat adolescenții și printre care eram și eu. Cu heroină ne-am apucat cu toții, că asta a fost pe piață. Heroina, asta a fost a intrat în țară și cu asta ne-am drogat. Și așa de curiozitate a început? Nu neapărat de curiozitate. Pot să spun că mai mult presiunea anturajului, dorința de afirmare. Asta le spun acum cu cuvintele mele, atunci nu știu dacă neapărat le știam sub forma asta. Țin minte că muzica foarte mult m-a dus spre o viață lipsită de, da, și lipsită de autoritate. Ascultam hip-hop-ul vremii, care te instiga la violență, la bătăi între cartiere, la afișmecheri, la dosare penale, la droguri. Și atunci, ascultând muzica asta fiecare zi și fiecare noapte, început să-mi doresc să fiu ca ei. Și n-a fost mult. Și ai ajuns ca ei? Am ajuns. Pe unii chiar am depășit. Am ajuns ca ei. Sub vorba aia că mai găsesc ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple. Care a fost cel mai groaznic lucru în lupta asta? Sau mă rog, poate că într-o primă fază nici n-ai luptat împotriva dependenței. Dar care a fost cel mai rău lucru de care ți-amintești? Este greu să spun un exemplu cel mai greu, pentru că, sau cel mai rău, că toate sunt la fel, toate sunt dureroase, toate lasă în urmă consecințe. Și consecințele, din nou, nu pot fi catalogate. Unele dintre ele, o să spun că în partea judiciară am avut foarte mari lupte. Am făcut multe infracțiuni. Poliția, bineînțeles, își face treaba, chiar dacă eu la vremea aia credeam că nu o să-și fac ceva de genul ăsta. Și am început să am dosare penale, să am condamnare cu suspendare, să am arestări, tot felul de perchiziționări pe stradă și lucruri care sunt grele. Din nou, din punct de vedere moral, lucrurile au fost foarte grele, pentru că familia mea o distrusesem clar cu consumul meu, faptul că furam mult din casă și le înșeleam încrederea de fiecare dată când mai aveau câte o speranță de încredere. Am ajuns să stau pe străzi, pe la prieteni, prin scări de bloc. N-am fost dat afară propriu zis, numai că eu dacă furam banii din casă, nu mai puteam să mă întorc, clar. Atunci trebuia să stau cumva și pe străzi, și pe la prieteni, și prin scări de bloc. Și am ajuns să fug și fier, să vând la fier vechi, deci într-o situație foarte grea din punct de vedere moral. Iar din punct de vedere spiritual, din nou, am avut luptă foarte mare. În ultimii ani de dependență m-am luptat foarte mult cu o prezență care venea în somn.
nu pot să spun că era un coșmar. Coșmarul este un vis în care te trezești și trece ale coșmarul. La mine era mai mult decât un coșmar, pentru că eu adormeam, el venea, încercam să mă trezesc și nu reușeam. El? Prezența respectivă, el ca și coșmar, pot să zic, dar numai că el nu mai pleca și nici eu nu mai puteam să mă trezesc. Eram într-o situație foarte grea și strânsă, eram ca într-un coșciug care, cu capac și strigam și încercam să mă mișc și nu reușeam să mă audă nici cei din casă sau nici eu să mă aud. Sau ce se întâmpla frecvent lucrul ăsta, coșmarul ăsta care era mai mult decât coșmar, spui tu? Aproape zi de zi, pot să spun chiar zi de zi, dar aproape zi de zi, atât de frecvent era încât îmi era frică să mai dorm. Mi-aduc aminte că stăteam pe scaun și mă luptam cu mine să nu dorm, ca să nu mă prindă din nou această prezență. Și... Cum ai scăpat? Cum am scăpat? Mai târziu am scăpat, dar totuși am încercat prin diferite metode. M-am rugat, știam că e o prezență care e rea și o prezență rea sau demonică, să zic așa, poate să dispară cu o prezență bună sau prezența lui Dumnezeu, mă gândeam. Am încercat prin metodele pe care le știam. Ai credincios atunci? Credincios, da, credeam în Dumnezeu. Și de la ce crede, da. Credeam în Dumnezeu, dar nu aveam o relație vie. Încercam și eu, ca tot omul care știa, aveam o brățară cu niște iconițe, mă rugam la Dumnezeu așa cum știam și încercam, îi spuneam să mă ajute să pot să dorm. Nu, dar nu prea reușeam. Lucrul nu se schimba prea tare. Și atunci când au început să se schimbe spre bine? Rugăciunile nu prea aveau efect așa, îmi dau seama ca și, nu știu, să am niște consecințe sau în urma rugăciunilor. Dar totuși scăparea, salvarea a venit un pic mai târziu, prin niște prieteni care au fost într-un program, Teen Challenge, este un program în România. Pentru cei care vor să renunțe la droguri. Da, pentru cei care vor să renunțe, numai că ideea este că aici în program mai mult pot să spun că este vorba de o reconstrucție a oamenilor, cum a fost și a mea, o reconstrucție din toate punctele de vedere, social, mental, spiritual. Și de fapt de asta aveam nevoie cel mai mult. Ce ți-au oferit cei de la Teen Challenge ca să te salveze și ce ți-a lipsit ție? N-ai avut destulă voință ca să ieși din capcana asta a consumului de droguri? Problema este că voință în consumul de droguri, sincer, nu este. Dacă ai avea voință, nu te-ai droga sau te-ai lăsat singur. În 10 ani de zile de consum e clar că voința mea n-a avut efect. În toți anii ăștia am luptat în diferite organizații, în diferite spitale sau diferite tratamente, multe tratamente la psihologi și sociologi și psihiatri, n-au avut efect. Atunci, care e secretul celor de la Teen Challenge? Cum te-au salvat ei? Sau ce te-a salvat? Secretul lor a fost unul, pentru mine a fost foarte ciudat. Când am ajuns în program, a trebuit să citim Biblia. Asta era una din activitățile pe care le făceam. Și acolo l-am cunoscut pe Dumnezeu, l-am cunoscut pe Iisus și mi-am dat seama că El poate salva și El poate ajuta. Și El m-a salvat și m-a ajutat să trec. Și un lucru știu sigur, că dacă ești în Hristos, ești o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus, cum toate sunt noi. Și asta este important. Și ce lucruri noi sunt în viața ta în momentul de față? Lucruri noi. S-au schimbat multe. De 5-6 ani de zile sunt abstinent și lucrurile s-au schimbat. Am venit în Cluj la o școală biblică. Acum urmează alta de predicare. Soție. Am o fetiță de 1 an și 3 luni. Trebuie să faci o organizație. Da, mă lupt să fac o organizație. E greu, ca și român, să faci organizație, dar... Pentru ce categorie de oameni? Cu romii. Eu le zic țigani, acum sper să nu... Dar, cu romii, în zona Patarâtului, cu groapa de gunoi acolo, împreună cu o organizație olandeză, Zodi, și încercăm să facem ca acești oameni să schimbe mentalitatea.
E și ei oameni noi. Și să-și dorească ceva mai mult și să-L aducem pe Dumnezeu și să schimbe. Să schimbe. Și credem că se poate face asta. Pe ce mizezi? Pe Dumnezeu, clar. Pe Dumnezeu și pe Iisus, pentru că eu știu un lucru, dacă El m-a salvat pe mine, poate salva și pe alții. Violeta, titlul campaniei voastre a Preventis mi-aduce aminte de o vorbă, de un clișeu din ăsta dulce, o mică piedică în calea uitării, dar voi ați transformat lucrurile, ați pus o nu mică piedică, ci mare în calea trecătorilor clujeni și una care nu poate fi uitată ușor, care cred că nu poate fi uitată, o expoziție foto cu fotografii imense care îți cam tăiau răsuflarea. Unde sunt fotografiile astea acum? Le mai putem vedea? Pentru că nu știu câți clujeni au reușit să le vadă, dar chiar merită văzut de cât mai mulți. Deci fotografiile sunt pe site-ul nostru, se pot vedea. Bun. Pe site și mai ales pe pagina de Facebook. Preventis. Da, pe pagina de Facebook a Preventisului și pe pagina de Facebook supradozadeadevăr.ro. Acolo se găsesc. De asemenea, planul nostru de la început a fost ca și după eveniment să avem fotografiile expuse în diverse locații, la mall sau în biblioteci, în școli. Acolo sunt cei mai mulți oameni, la mall și la bibliotecă. Da, și... La bibliotecă oricum de nevoie, studenții și elevii. Da, da. Și după ce începe școala, la universitate, în diverse școli, le ducem câte o săptămână, două, să le expunem. Să fie clar, pune o piedică în calea drogurilor a fost titlul campaniei, de aceea și eu cu piedica în calea uitării, da, și da, da. Așa a fost raționamentul meu. Da, și este sloganul întregii activități de prevenire a noastră din acest an. Toată se derulează sub acest slogan de pune piedică la droguri. Și cum pui piedică la droguri? Păi în multe feluri, cel puțin noi am încercat în multe feluri să o facem, în principal prin activități de prevenire. Focalizarea noastră primordială sunt proiectele și programele de prevenire. Acesta care a avut loc cu ocazia Zilei Internaționale Antidrog este o campanie de prevenire și de educare la nivel de comunitate. Dar noi lucrăm și cu copii și tineri din școli. Ați lucrat cu voluntari foarte tineri? Exact, și în această campanie voluntarii noștri care au distribuit în tot Clujul niște stickere cu "Eu nu consum droguri" cetățenilor, care să le poarte în ziua respectivă, cei mai mulți dintre ei au fost de fapt și beneficiari ai programelor noastre de prevenire și copii care vin dintr-un mediu în care sunt la risc pentru consum de substanțe, pentru alte probleme, abandon școlar. Vrei să spui, bine, există anumite categorii de tineri care, din cauza mediului în care trăiesc, sunt mai expuși, dar sunt categorii mai ferite, zici, crezi? Da, adică sunt convinsă de lucrul ăsta și nu spun eu lucrul ăsta, ci teoriile care spun că există anumiți factori de protecție care protejează pe o anumită persoană, respectiv care scade șansele ca o anumită persoană să ajungă să consume droguri sau alcool sau să abandoneze școala. Și există anumiți factori de risc, se numesc, care cumva cresc șansele, cresc riscul. Da. Și acești factori țin de individ, de nivelul lui de adrenalină și de căutare de senzații, țin de familie. De exemplu, se știe clar că dacă cineva are o persoană cu consum de alcool, dependență de alcool în familie, mai expus la riscul de a deveni și el alcoolic, trebuie să aibă grijă, sau alte forme de dependență, de situația familială, de situația socială. Sunt mai mulți factori. Dar voi la Preventis ați avut din toate, de fapt din toate categoriile sau doar din cele la risc? Cred că am avut din toate categoriile până la urmă. Cu alte cuvinte, nu-i nimeni imun. Da, ba da, este cineva care nu încearcă. Cine nu va bea alcool deloc nu are șansă să ajungă alcoolic. Sau cine nu ia droguri, că drogurile sunt de subiectul nostru.
sigur nu are șansă să ajungă dependent. Deci, ești 100% protejat, da, dacă pentru că, de fapt, asta e ispita să încerci. Și după aceea lucrurile, sigur, se derulează din câte tot înțeleg de la sine. Și mai puțin cu controlul omului. Da, acum nu aș vrea să înțeleagă nimeni că dacă iei de prima dată, de la prima doză, ești dependent. Nu, s-ar putea la unii, acum și depinde de drog, și depinde de cantitate, și depinde de vârsta omului, deci mai mulți factori, dar nu de la prima doză ești dependent și nu mai poți controla, doar dacă, ca și cu orice lucru, ca când devine un obicei, dacă îl repeți de suficient de multe ori, se instalează dependența. Și scopul campaniilor voastre este să preveniți, să conștientizați. Cine crezi că trebuie conștientizat cel mai tare? Ce categorie? Tinerii, școlile, cine, ce? Cred că tinerii, cred că ei sunt. Copiii și tinerii, dar sunt la cel mai mare risc. Cred că ei sunt target grupul sau ținta celor care vând droguri până la urmă. Și ei sunt cei mai tare în căutare de senzații și de distracții și lipsiți de responsabilități oarecum. Și sunt studii care spun că până la 16 ani, 2 din 10 adolescenți deja au încercat droguri ilegale, care pentru noi este o cifră alarmantă. Sigur că trebuie și părinții conștientizați că există riscuri și că e foarte important să-i supravegheze pe copii și să le pune limite. E ușor să-i supravegheze, adică sunt părinți care nu-și dau seama că în casa lor copilul consumă droguri? Da, da, sunt. Și nu pentru că părinții neapărat nu și-ar face bine treaba, ci pentru că semnele consumului de droguri de multe ori se confundă cu semnele adolescenței sau schimbărilor prin care oricum trec adolescenții, de la schimbări emoționale, nervozitate, agitație, la plecat noaptea de acasă sau cerut bani în exces, deci schimbarea grupului de prieteni sau a ținutei, toate corespund oarecum cu schimbările naturale din adolescență și atunci e mai greu să îți dai seama. Și din experiența noastră, cel puțin la noi aici, se ajunge în stadii foarte avansate, când deja sunt ani de consum, până când părintele și-a dat seama. Și de asta și schimbarea este foarte grea după aceea. Pentru că, apropo de schimbare și de soluții, nu este tot una ca cineva să vină după 2-3 luni de consum sau chiar după jumate de an și să încerce să se lase sau să vină după 5 ani sau 6 ani sau 3 ani sau e mult mai greu. Voi ați avut în fotografiile din expoziția, ați avut consumatori cu destui ani în spate, da, de consum. Să știi că am avut și cu 2 ani. Și cu 2 ani. Da, și cu perioada mai mică de consum și cu perioada mai mare. Cred că Tibi și Adina, cu care voi ați vorbit, sunt dintre cei cu perioade mai lungi de consum, dar am avut și cu perioade mai scurte. Și a fost un obiect care era reprezentativ pentru istoria consumatorului și o bucată din povestea vieții lui. Da, asta a fost expoziția voastră foto, pune o piedică în calea drogurilor. Da, deci era un obiect și reprezentativ, nu înseamnă că nu ar fi avut și altele reprezentative, dar noi am încercat să obținem obiectele originale. Aha, și atunci frumos. A fost foarte greu să obținem toate obiectele, am avut multe povești și ideea întregii expoziții a fost să se poată vedea vizual efectele consumului, în ce fel te poate afecta. Pentru că foarte multă lume nu înțelege. De fapt, știm cu toții că a consumat droguri e rău, că dependența e rea, dar cât de departe se ajunge, ce face cineva care e dependent, ce simte, ce trăiește. Ai văzut că mai multe fotografii vorbeau despre stări de frică foarte accentuate. Cum era acea brățară cu icoane. Tibi nu putea dormi decât dacă se ținea de brățara aia și ne povestea că stătea pe scaun și numai așa dormea. Era o frică și o spaimă cumplită. Sau altă tânără care nu a consumat foarte mult, deși doar droguri considerate ușoare, marihuana și etnobotanice, care ne spunea că în viața ei n-a dormit ca și copil cu ursuleți de pluș, dar după ce a început să consume droguri era atât de frică încât
trebuia să doarmă cu ursulețul de pluș, pentru că era frică. Sau tot cineva care n-a consumat foarte mult, în activități zilnice, cum era tăierea pâinii, da? Avea cuțitul fotografiat, ce gânduri macabre avea, cum îi venea, cum își imagina că o să omoară pe nu știu cine și cât de mare pericol a simțit față de proprii copii. Sau față că de, el reprezintă că, un pericol. Că el reprezintă un pericol, da, din pricina gândurilor absolut îngrozitoare care le avea din cauza drogurilor. Da, toți oamenii ăștia sunt oameni care au reușit să iasă. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu au reușit să iasă și cred că toți. 100% de o persoană nu pot să spun sigur, dar cred că toți. Dar cum se face că asta e calea spre ieșire din dependența asta groaznică? Acum, eu nu pot să zic că asta e singura cale. Ce pot să zic este că pe acești tineri Dumnezeu i-a ajutat. Am cunoscut și tineri care, sau persoane care au reușit, cel puțin temporar, să scape fără ajutorul lui Dumnezeu. Dar cred că e foarte greu și cred că e destul de puțin, pentru că dependența e ceva care e dincolo de puterea omului. Dacă ar sta în puterea noastră sau în puterea oricăruia dintre cei care ajung dependență, zic că de mâine nu mai consum, ar fi ok. Adevărul e că Adina și Tibi ne-au spus că nu mai are voință consumatorul de droguri. Mm-hmm. Adică nu o voință care să-i rezolve problema. Da, deci sunt studii care spun că creierul efectiv, creierul structural este afectat în așa fel încât ei nu mai văd legătura dintre cauză și efect și nu înțeleg, pur și simplu, pentru că nu-i ajută nici creierul, nu mai reușesc să înțeleagă consecințele și nu își dau seama cât de rău au ajuns. Și de asta ei nici nu au motivația, de fapt, să scape, până când chiar ajung foarte rău sau până când ceilalți din familie reflectă consecințele și îi spun, măi, uite-te cum ai ajuns. Și uite-te, astea sunt consecințele, pentru că ei nu mai văd. Și e vorba, deci, de ceva care trece de perimetrul personal. Da, nu mai poți să te scoți singur. Da, ai nevoie. Ca și la alcoolici anonimi, ei au ideea asta că o putere supranaturală trebuie să ne ajute să ieșim. Nu mai putem noi singuri. Și cred că așa e și cu drogurile. Probabil ceva mai puternic. Cred că Dumnezeu e acea putere supranaturală care i-a ajutat pe ei și care poate să-i ajute și pe alții care caută acest ajutor.